ziua fiind titulată Legenda lui Moș Crăciun. Totul a început în anul 746 de la temerea Romei, când cezarul August a poruncit un regent să mântă Imperiul Roman. Cu supușii săi trebuia să se înregistreze fiecare în orașul în care s-a născut. Un bătrân, pe nume Iosif, împreună cu locotnica sa, Maria, însărcinată, căuta un loc de găzduire în orașul Betlehem, cetatea regelui David. Mergând din poartă în poartă, au ajuns și la casa lui Crăciun, dar au fost aruncați în răutate. Ce agitație! E plin pe treimul de străini și tot vor să rămână la mine, de parcă eu aș fi bogat. Să mă lase în pace! Rău ai făcut! Ce ai cu bietul rom? Caută una de fost cald și curat! N-ai văzut ce grabă era sărăcuța? Sunt obosit și frumos de pe drum. Obosit? Ce mă interesează pe mine durerile altora? Pe mine mă interesează doar de durerile mele și atât. Altceva nu vreau să știu. Ei, să știți că pe mine nu m-a lăsat inima să-i lasă. Așa că am adăpostit în staurul de vin. Acolo au curat, în loc curat și cald. Ce spui tu acolo, femeie? I-ai găzduit în staul vitelor după ce eu îi amângasem? Merg chiar acum să îi gonesc. Iertare ferește, gazde, vă rog tare mă să mă ajutați. Ieși de aici, bătrâne! Te puteți să vii în fața mea după ce eu te alungasem? Mai omule, ce-i cu tine? Ce te-a apucat? Cum poți fi atât de necuvincios cu un străin? Intră, omule, în casă, spune, ce dorești? Mare minune! Mesia Maria a născut în fiu și a fost mele Iisus, chiar așa cum a vestit Dumnezeu prin înger. S-a îndeplinit tatăl și profeția veche, iar Mesia a trimis să ne salveze. Ce tot făi tu acolo, bătrâne de înger și cioban? Ai nebunit? Vedeți-mă, tot ce v-a spus să se poate edea. Sunt tare fericit. Dumnezeu să nu știu vicoasă de poporul său. Dar sunt și trist, pentru că nu pot să ajute Maria care te spune, de ce plânge Maria? Ce s-a întâmplat? Îți rămâne de cum spune tot pentru ajutor. Dumnezeu te plânge, nu te vede pe inima ta, faci de tare. Este bine asta o zicelor. Bine că Maria nu a răspuns. Ei, acum vei dori să-ți dau și haine pentru copilul tău. Nu-ți dau nimic. Ieși de aici până nu chem soldații să te alunge. Bunule bătrân, nu l-a ascultat pe acest om că nu mai ai curaie de el. Scuze, sunt doar cu Robert, este în apă spatele. Dar răspund la niște turte pe care le-am făcut de mâncare zilele de terenul de iale și îmi faci în prușul. Și adu-o pe Maria în casă să se încălzească la somn. Dați-vă un pic, filme. Femeie, eu cred că tu nu mai judești clar. Te puteți să mă înfrunți în fața străinilor? O să-ți pară rău pentru vorbele și faptele tale de astăzi. Cum de te mai raptă bunul Dumnezeu cu inima ta cea rea? Cum poți să arunci în frigul iernii un bătrân necăjit și cu o femeie care abia născut? N-am crezut că poți fi chiar atât de răutăcios. Hai tare! Binecuvântată să fii cu fetele și binecuvântată să fii rostul de cuvântul. Vă sunt recunoscător pentru că durea care le-a primit și pentru acolo de care le-a dat. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. De peste mări și țări, călăuziți de stea, au venit recrai de la răsărit pentru a se închina pentru lui. Binecuvântat ești, Doamne, binevoiește a ne primi pe noi, robii tăi, ce cuminit să îndrăznesc ca să închinație și a ți-aduce dar. Aur, om curat, stăpânitor al cerului și al pământului, călcător al neamului, pe care împărăție veșnică. Tămâie unui avireu că tu zâncești oameni și toată lumea te urte curățim fără de legi. Smirnă, ca un învățător, că vei învăța neamul omenesc legile cele drepte și toți te vor avea pită desăvârșită de viață spre lumânare, spre luminare, spre câștigarea împărăției cerești de, în viața veacului. Să nu vă întoarceți la casele voastre în aceeași cale în Ierusalim. Nu să vestiți cumva regii lui Irod despre pământ, pentru că aceasta vreți să iei viață, să mergeți în oricine. De peste moși țări... Domnul Iisus m-a trimis. Domnul Dumnezeu m-a trimis să nu mor și să nu mor și primi numele de Moș Crăciun, să colizi an de an la casele oamenilor și să împarți cadouri tuturor copiilor. Și cuvântul s-a făcut dur și a locuit între noi. Să ne bucurăm de iubirea pe care Dumnezeu ne-a arătat. Să avem inimile pline de lumină și bucurie sfântă.